În teritoriul ăsta al documentarului granițele nu sunt așa stabilite, clar. Deci poți fi și producător și operator și... Și sigur că era o poveste care mă interesa pentru că spune ceva despre identitate, despre ce suntem, ce ne leagă de un anumit teritoriu, de o geografie sau nu. Adică cred că povestea avea suficiente straturi încât să fie omenește, valabilă în multe locuri. Asta face parte din farmecul meseriei și toată perioada asta de pregătire în care înveți un pic mai mult despre ce e vorba, cauți în arhive. Am avut și noroc că am găsit în arhive și la TVR și la ANF și în Germania, în arhive private, imagini filmate care n-au mai fost arătate niciodată. De exemplu, imagini din timpul războiului filmate de soldați din armata nazistă pentru ei personal și pe care le-am găsit. Deci a fost pasionant și sigur că și interacțiunea cu oamenii ăștia din, care sunt de diverse tipuri, pe de o parte politicieni, pe de o parte nemții români care vreau să plece, pe de altă parte negociatorii. Deci era așa un fel de microlume care era foarte interesantă. Sunt etnici germani care s-au întors, nu un număr foarte mare. Cred că legătura s-a rupt într-un fel. Mi-e greu să fac eu pronosticuri, dar cred că nu putem să dăm timpul înapoi sau istoria.